s-a realizat. Să ai o trupă de balet în spate. Al doilea vis, să schimb lucrul cameleonic, iar ți s-a realizat. Și te-ai dezvoltat foarte frumos și îmi place foarte mult piesa. Mulțumesc frumos! Ne-am cam împiedicat acolo pentru că locul a fost foarte mic și nu mi s-a spus să vin cu formulă restrânsă. Și vreau să-ți mai spun dar că da, cu toate okay. că a fost locul mic, a văzut că te-ai descurcat. Și este foarte bine când ești inventivă și faci din... Ce să facem? Ne adaptăm. Și pocnește. Ne adaptăm. Și te-ai descurcat. Da. Ce mai face Andreea Bălan? Păi am scos o melodie nouă, se numește Trippin, o vom promova vara aceasta. Săptămâna viitoare plecăm în Corfu să filmăm 84, un videoclip. Asta înseamnă că ai împlinit 26 de ani, te măriți? Urmează pe 23 iunie, da. Te măriți? Nu, mă măriți. Nu, o să mă mărit atunci când o să fac un copil, adică la 30 de ani. Mi-am programat așa. Păi nu, te-am întrebat dacă măriți dacă faci copil. Păi nu, mă mărit doar că așa, că copilul trebuie să nască într-un cadru legal, așa vrea mama mea. Nu așa. Țin neapărat să mă mărit eu. Asta e ideea, adică nu țin la măritiș. Iar el este același? Da, este același de 4 ani și sper să fie în continuare. E bine? Acolo la voi? E foarte bine, tot ce se scrie în ziare sunt mai prostii, nu mai bârfe. Noi nu ținem cont și ne vedem de relația noastră în intimitate, că asta e ideea. Foarte bine. Ți se pare interesantă? Ți se pare interesantă? Am o melodie și mă gândeam ca piesa ta continuă să... Subiectul întâlnirii noastre de astăzi. Chiar mă gândeam la colegul tău, Mircea Badea. Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Ce pot să spun? Există vreo soluție? Din punctul tău de vedere, pentru că ești tânără, pentru că o să faci un copil și pentru că tocmai vorbim, avem nevoie de modele și... Totul pleacă de la fiecare dintre noi. Și care este modelul pe care... Noi suntem așa, unii dintre noi suntem mai needucați, mai... Ar trebui să pornească totul din interior, de la liniștea interioară și de la dorința interioară de a face... Poți să fii și neliniștit ca să de a face lucruri bune. Pentru că noi, în general, nu prea ținem cont de planetă, de lucrurile care dăunează. În general, fiecare egoist, fiecare își vede de treaba sa și nu este bine. Totul pornește de la fiecare om, în parte, nu neapărat de la cei care conduc țara. Totul pornește de la noi.